v-aș propune să jucăm și la noi aici în platou. V-am spus să vă pregătiți ceva mai devreme. Sper că ați avut timp să o faceți, pentru că, deși niciunul dintre noi nu reușește să se ridice la performanțele lui, ne-am făcut totuși curaj și l-am provocat la un concurs de bancuri. Cătălin Crișan, bine ai venit! Ce drăguț ai fost, zice, nimeni nu se ridică la nivelul lui. Hai că nu sunt eu. Dar stai puțin că știi foarte multe bancuri. Câte bancuri știi? Mă, nu știu, până într-o mie, cred. Până într-o mie? Da. O mie? Da, da, e adevărat, uite, știu. Coțul de-abia știe trei bancuri. Bebe și Cozofană. Știe, las că știe, l-am văzut. Nu știu, adică eu nu reușesc să le țin minte. Eu le asociez, adică le asociez pe Domenica, altfel nu le ține nicio mic. Gândește-te că totuși eu am terminat Institutul de Teatru, el știe și aveam multe, multe de învățat, deci memorie, da. Și am și memorie vizuală. Da, de, da, 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 da. Nu neapărat că-s deștept, am memorie vizuală, știi, dacă le citesc, mă rog, mi-aduc aminte de ele, dacă sunt focalizate pe un domeniu. Corect, Lili, să Lili am cer scuze că stau cu scoate. Rog, Lili, așa, apropie-te. Dar eu știu foarte multe bancuri. Îmi pare bine, nu ne-a cunoscut până acum, sunteți la fel de frumoasă ca la televizor. Mulțumesc. Așa, Teo Ros, de asemenea, o cunoscută. Da. Deci ne dă voie să ne ocupăm. Ne dă voie, am crezut că iar nu ne dă voie. Mai greu așa spontan. Teo chiar are un bun. Perfect, hai să începem. Uite, stăm aici așa ca să fim mai dinamici. Deci n-am pregătit nimic, stimați okay. Spectatori, să nu, dacă... Hai să începem, cu ce? Cu blonde, cu doctori, cu ce blonde categorie vrei tu? Cu blonde, cu animale, dar să nu se supere. În primul rând trebuie să știe telespectatorii, domne, că treaba asta cu bancurile cu blondele, să rămână, că nu-i curioasă mea. Bă, dar sunteți foarte mulți. Da, suntem așa. Astea cu blondele vin din Statele Unite, adică să nu se simtă doamnele sau domnișoarele blonde, că n-avem... Am auzit unul, e mai vechi, dar acum vreo două zile am auzit, ce că se duce o blondă cu ultimul tip de limuzină. Da. N-avem voie. Nume, ultimul tip. 400.000 de euro mașina, duce la benzinărie. Vine ăla, zice, ce benzină doriți? De 90, zice, da, ce aveți? Ce de 95 și de 98, zice omul. Ce de anul ăsta n-aveți nimic? Asta ar fi. Dar pe aia o știi, cu două blonde stau de vorbă. Așa. Ce, mă? Cum se zice corect? Furnicular sau funicular? Dar ce, la ce? La ce? E bun asta. Da. Dar de ce se ceartă două blonde aflate pe motocicletă? Zi! Căcare să stă la geam? Căcare să stă la geam, mă? Căcare să stă la geam. E bun asta. Asta a fost momentul meu. Asta a fost? Hai, mai stai, că ai fost singura care m-a ocupat. Știi cu tata așa, o blondă merge la stomatolog, se așează pe scaunul ăla de la stomatolog și zice, domnul doctor, știți, bă, cuvânt, mi-e așa frică, zice, nici nu știu cum să vă spun, adică mai bine fac un copil decât să-mi scoateți o măsea din gură. Și el zice, doamne, hotărâți-vă ca să știu cum pun scaunul. Da, tu știi cu aia cu blonda care se duce la spital și dă de unul în halat alb. Da. Ăla era zugrav săracu, știi? Da. Și zice, da, ea nu știe, ea crezi că e doctor, ce nu vă spărați, cum? Ginecologie aici la noastră? Zice, da, sunt ginecolog? Zice, nu, sunt zugrav, dar pot să arunc o privire. O să arunc cu noi. Apropo de doctor, știi? Ia zi, Coțo. Eu cel mai vechi îl știu, că eu sunt vechi. Știu aia, cum se numește o brunetă aflată lângă o blondă? Cum? Inteligență artificială. Bun! Atâta știu. Coțo, zi. Ăla cu molia, dacă nu contează dacă știm noi. Important e pentru oamenii de acasă. Nu știm nimic. Așa? Mama molie cu molie era un dulap. Stătea un dulap și acum mama molie zice, bă, ai împlinit tu o vârstă? Da. Ar cam trebui să începi să ții și tu zbor. Așa. Trebuie să faci primii pași. Păl. Nu știu, nu am frică. Băi, trebuie să faci pasul ăsta. Așa. Până la urmă, mama molie convinge pe molia mică și pe molia mică pleacă, durează ceva și se întoarce. Ei, și cum a fost? Extraordinar, a mers foarte bine. Toată lumea aplauda. Băi, a apărut acum vreo două luni, dar mie mi-a plăcut foarte. Așa. Mie, în general, bancurile sești nu-mi plac. Dar ăla cu ariciu, care îl sună pe zi, ăștia care au dispărut, pe dinozauri. Așa. Și zice, alo, bună ziua, domnul dinozaur. Ce, cine? Ariciu, zi-mă ce vrei, hai, zi, de ce mă deranjezi? Vreau doar, scuze că mă deranjezi, va suna domnul Noe? Ăla zice, nu, nasol.
Și așa au dispărut dinozauri. Dar mie mi-a plăcut, știi? Bine, dacă era raportat la noi, ar fi zis ghinion. Ghinion, 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 că na, nu asta. Teo, ia mai mă, nu mai știi tu un banc? Nu mai, stai că mă mai gândesc acum. Dar să știi că e cel mai rău așa, când spui zim un banc, zim un banc, da. În secunda atunci, aia, atunci te-ai și blocat. Voi ați trecut deja la categoria asta cu animăluțe? Eu mai am cu animăluțe, da. Ai cu animăluțe? Ia zi dacă mai cu animăluțe, ia. Mai am, da. Vine meșterul să pună mochetul, da? Așa. Și acum proprietarul nu avea timp, domnule, te las aici, uite, aici pui mochetă și da, domnule, sigur, nicio problemă. Pac, și începe meșterul. Pac, mama, 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 face treaba, mama, la sfârșit, că rămăsese timp, iese să fumeze o țigară, știi? Și iese pe balcon să fumeze o țigară, când zice, da unde țigările, știi? Și când se uită, le prinsese sub mochetă, așa, știi? Le prinsese sub mochetă, acolo ce? Acum nu mai stau să scot toată mocheta aia să mi le iau, să lasă, nu mai fumez, aia e, știi? Și ca să nu vadă că venea și proprietarul, ca să nu vadă, dă niște ciocane. Așa. Și s-a nivelat și nu știu ce. Vine proprietarul, gata, vai, dar ce frumos a ieșit, da, da, mulțumesc, da, uitați banii, nu știu ce. Da. Au zis, da, hamsterul meu l-ați văzut pe undeva. Bine, am auzit, am auzit, da. E cam sinistru așa, așa. Ușor, da. Zice că leu, așa, o vârstă înaintată, da, căsătorit de 40 de ani cu leoaica lui, face ședință în pădure, zice, băi, fiți atenți, dacă râde unul, v-am rupt. Eu nu mai pot să fac dragoste cu soția mea, stai niște că nu e cu CNA-ul, stai niște. Nu mai pot să fac dragoste cu soția mea, așa că trebuie să găsesc pe unul, curajos, sensibil, 2-3 limbi străine, curat, așa, spălat, marțea și joia de la 5 la 7 să facă dragoste cu soția mea. Cine să bagă? Plus, uitați, vedeți prăpastia asta, cine, ca să văd dacă e curajos, cine să aruncă în prăpastie și vine înapoi, acela face dragoste cu soția mea, marțea și joia de la 5 la 7. Și la un moment dat s-aude, după jumătate de oră, ursul sărac ajunge înapoi, rupt, tăiat, din prăpastie. Și zice, ia uitați, leu, e mare, e voinic, e curajos. Ba, te duci măcar marțea de la 5 la 7. Șeful, o secundă doar să-l omor pe ăla care m-a împins și... Și gata, după aia gata, da, sigur, 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 că rezolv toată treaba. Doar să-l omor pe ăla care m-a împins. Da, nu vă uitați la mine, știu unul cu iepuraș, dar nu pot să-l spun la televizor. Să deci mergem mai departe. Deci ăla cu măgarul? La zil... Am curcat-o, măgarul! Zil subliminal. Nu, nici măgar n-am. Bine, mai e o tâmpenie, mai e o tâmpenie să trecă, tot e cu urși. Așa, zi. Să sperăm că nu e o problemă. Așa. Să trezește ursul cu nasul ridicat. Așa. Ca să nu așa. Ceea ce e atipic în pădure și din hibernare să se întâmple chestia asta și să știa. Așa, dacă se trezește cu nasul ridicat, rade tot, tot ce prinde. Da. Au început toate animalele să fugă, să nu știu ce, la un moment dat prinde o căprioară, prinde un uveric, să nu știu ce, dă un arici. Da. Și ariciul, văzându-l pornit așa, scoate țepii. Și s-a uitat la el așa, zice, știu, știu că ești pornit așa și să ne reciți în pădure, să ne spui o poezie, dar n-ai cum, că te înțepi, chiar n-ai cum. De asta îl ia așa, zice, trebuie să vorbești de undeva, nu se poate. Da, apropo de povești. De povești, că povestea, da. Da. Se întâlnesc doi prieteni mai vechi așa, zice, ce faci, bă, Costică? Bine, bă, uite, bă, băi, Costică, băi! Ce mă cu tine că te văd și ți-a mai trecut în vânătaia la ochi? Zice, bă, am auzit că te-au prins ăștia, bagabonții ăștia, în gara la obor. Bă, ce te-au bătut, te-au îndoi, zice, că e adevărat? Și zice, ce dracu mai era gară? Bine, pe ăsta cred că tu știi, dar apropo de urs, știi? Noi nu s-a aminte. Da, vezi că dacă stăm de vorbă, păi, nu mai vorbi atât, dacă ne-ai spus la bancuri, de ne-ai omorât. Ia, eu le zic că mine. Să zice, doi prieteni, unul vânător. Da. Consacrat, unul zice, bă, vreau și să încep să vânez urși. Bă, stai așa că nu e de... nu se face așa. La început o iei ușor, cu arcul, cu nu, mă, vreau cu lunetă direct la urs. Vine, măi, cumpără ăsta, zice, zi cum fac. Zice, pe, îl vezi la un kilometru și tragi în cap. Zice, și dacă nu nimerești, dacă nu nimerești la sol, că rănești și el vine spre tine. Ok, și ce fac? Pe, iară pui luneta și tragi în cap. Și... și dacă nu-l nimerești și zice, e mai rănit, dacă e rănit, e și mai supărat. Da. Și nu o mai lungesc și zice, bun, și dacă ajunge la 30 de metri, ce fac? Și arunci cu rahat în el.
Păi de unde? O să ai, nu-i problemă. Aia nu-i. O să ai suficient. Da, asta cu... Da. Era celebră, mă rog, cu arghezii, da, care da, povestea da, asta. Nu inventăm noi bancul ăla. La vânătoare, zice, eram la vânătoare, bătrân, de, eram la vânătoare, mi-apare ursul în care, pun pușca lui, poc, îl ratez. M-am speriat, am luat, am armat, stai, pun pușca la ochi, poc, îl ratez. Nu se poate, eram panicat, ursul s-a apropiat, pun pușca la ochi, armez, trag și am făcut pe mine. Aia, zice, lăsați, mai este nicio problemă, se mai întâmplă. Nu, nu atunci, acum. Nu e un apropo, nu? Ca să înțelegeți, arghezii un post corect în facultate. Hai că s-a fost cel mai bun până la urmă. Da, bine. Scuzați. Am revenit alături de Cătălin Crișan, care este pregătit să ne cânte. Ce ne cânti, Cătălin? M-am tot gândit ce să vă cânt și având în vedere că venind aici cu... Unde mă uit? Aici. Așa. Venind de atât de 25 de ani aici la voi, la Prop, am foarte mulți prieteni. Și mi-am revăzut și mă bucur că i-am revăzut prietenia noastră, că la asta m-am gândit. Frumos, da. Apropo de prietenii pe care i-am revăzut aici. Da. Hai că n-aveți timp. Avem. Da. Ce planuri ai în vara asta, Cătălin? Au început spectacolele, Doamne ajută. Mm-hmm. Au început, am scris niște piese pentru colegi de-ai mei și încercăm să lansăm. Am două albume care zac pe masă de un an de zile cu 20 de piese pe care nu le-am apucat să le lansez. Sper că anul acesta voi reuși. Vreau cu orchestră mare, cu public. Dacă vine valul 4, o luăm de la cap. Doamne ferește. Să profităm de vară. Eu vă urez concediu plăcut. Mulțumim, că am înțeles că mâine e ultima zi. Mâine e ultima zi de live, și o să intrăm și noi într-o vacanță. Oricum am pregătit pentru prima săptămână de vacanță ediții speciale, așadar nu le ratați. Bun. Mulțumim tare mult, Cătălin. Cu drag, eu vă mulțumesc. Cam asta a fost pentru astăzi. Teo, mâine să te îmbraci niște culori mai deschise? Mâine o să mă îmbrac, dar eu nu ajung mâine. N-ajungi mâine? Asta a fost ultima mea zi de live, să știi. Așa ceva, lasă-mă, Teo. Da, ce mă, că ne vedem din toamnă. Ce? Asta, bravo, corect, ai dreptate. Veve, Coțo, ne vedem mâine? Noi venim și mâine, da. Voi veni și mâine, nu? Bravo, perfect. Atunci este în regulă. Vii și tu mâine? Eu așa îmi doresc, mai vedem. Perfect. Ne vedem și mâine de la 10:30. Acum îl ascultăm pe Cătălin Crișan. Un gram de fericire în plus.
ce cale vom urma. Prietenia noastră va rămâne peste timp. Indiferent ce viața ne va da, indiferent ce cale vom urma, prietenia noastră va rămâne peste timp. Indiferent ce viața ne va da, indiferent ce cale vom urma, prietenia noastră.